11 dintre cei 15 sportivi de la CS Budoslatina au revenit acasă de la campionatul mondial cu medalii. Performanța lor este cu atât mai valoroasă cu cât numărul concurenților a fost unul extrem de mare. În concurs au intrat 2000 de sportivi din 45 de țări. M-am întors cu 3 campioni mondiali, 3 vicecampioni mondiali și 5 medalii de bronz. Lângă acestea s-au mai alăturat și 4 locuri 4 care puteau să însemne medalii pe podiumul de la acest campionat. La campionatul din weekend, nu numai sportivii au fost câștigători, ci și antrenorul Romeo Costică a intrat în elita arbitrajului mondial. Acesta este arbitru categoria A, atât la cumite cât și la kata. Am plecat în dorința de a mă întoarce cu rezultate bune, dar așteptarea a fost depășită. Așa cum am spus, am 3 vicecampioni mondiale, vorba de Păduroiu Mihai, Bojin Daria și Belgu Darius. Am 3 medalii de argint, cei care sunt vicecampioni, și medaliile de bronz, cele 5 medalii de bronz, deci în total 11 medalii la acest campionat mondial. Cum a fost la competiția de la Cluj? A fost destul de greu, având în vedere numărul de sportivi, care a fost destul de mare, au fost peste 2000 de sportivi. Pot să spun că a fost o competiție destul de intensă, pentru că a fost acea rivalitate dintre țări, dar până la urmă a ieșit un rezultat bun și sunt mândru că am putut să-mi reprezint țara la nivel mondial. Cum a fost la campionat? A fost un campionat greu, au participat 45 de țări, dar am reușit să obțin medalia de bronz, deși știu că puteam mai mult, dar data viitoare o să... Care au fost cei mai puternici adversari după Saltea? Toți au fost puternici, având în vedere că a fost un campionat mondial. Pentru sportivii de la Budo, anul competițional s-a încheiat, dar nu și antrenamentele. Aceștia se vor pregăti intens pentru competițiile ce îi așteaptă anul viitor.